4 roți, pregăti să-i dau să sară ca un fel de Bugs Bunny, mă aleargă porcu iară. Când tot au tu ești de chiară, eu am rimele de foc. Când tu te arzi la brichetă, ton benzină și te îngloc. Te invit să iei un loc, mă prezint în jamaicanul. Sunt orcan 100%, am venit să-ți iau banul. Am venit să-ți fac geamul, am venit să-ți dau gramul. Vezi că pedalezi degeaba, că eu ți-am furat dinamul. Vrei nu mine, dar degeaba, că nu știi tu cum stă treaba. Parcă ești un dezgropat ce dansează pe lambada. Știi că mă iubește strada, că îi dau de sare garda. Au venit să-și facă treaba, dar le-am aruncat grenada. Bum, 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 uite că am intrat în top. Îți arunc o frimitură și după aia îți iau tot. Nu ce între girofare, parcă sunt aeroport. Când lansez câte o rachetă, pune-i pieptul și fă-i stop. Nu e vorba de noroc, de muncă și dedicare. Dau cu rimele pe beat, sunt sursă de vindecare. Alerg în neobosit, sunt o mereu în urcare. Până nu ajung la stele, dobor orice provocare. De-aia știi că o dau tare, mă auzi atunci când vin. Dar nu ai cum să mă vezi, racheta lui Hussein. Amestecăm ceva fin, doar așa te dau culoare. Dar tu trăiești din povești, marș acasă la culcare. Nani, nani, puiu, mami, câine de apartament. Eu am sânge de Maidan, se vede în comportament. Strada îmi e testament, că mi-a lăsat moștenire. Cum să mă descurc în viață, să fiu deasupra de tine. Yeah, să fiu deasupra de tine. Pregătit, pregătit. Pregătim miroase bine, hai să moară bucătarul. Dau pentru toți vagabonții care știu să facă banul. Lasă fraierii în ceață, că deja nu mai văd malul. Că băieții mei de stradă rup armanii și șeptarul. De ei super zboară parul, nu vorbi fără folos. Că tu ai avut de toate când ei au plecat de jos. S-au riscat periculos, dar să fie acasă bine. Și la câte au făcut, încă nu s-au făcut filme. Tot ce fac eu pentru mine și nu mai împar nimic. Că ați fost primit pe ușă când treceam prin păi și fric. Știu că doare tot ce zic, dar acum pot să gândesc. Am trecut singur prin viață, chiar și la cel mai grotesc. Știi că nu-mi ar pervers și am de zis să o spun direct. Nu vreau aprobarea voastră, că strada îmi dă respect. De-aia o mai spun odată, chiar de știu că mă repet. Pentru cei crescuți în stradă dau iubire și respect. Pentru toți cei care știu ce înseamnă viața de cartier și ce înseamnă să pleci de jos. Respect. Bună seara. Vă pup, mă auziți? Spuneți dacă se aude.
27-28 de oameni și au 3 comentarii. Ce se întâmplă? Avem numai dușmani pe numără sau care te-a luat? Vreau să vadă dacă ne luat de aia. De aia intrat. Dușmanii ați intrat bine dacă mă luat garda cu oază. Care-i de aia? Iolanda, te pup. Bună seara, bună seara. Daniela, bună seara. Mariana, bună seara. Elena Florea, te pup. Vă pup pe toți. De unde, unde, unde e lumea, mâncătești? Am intrat live, suntem în România. Este primul live din România, da? Am intrat să văd că am primit un mesaj pe cum că vezi, Doamne, că... Vezi, Doamne, că mi-au băgat ăștia dolarul și pe canalul ăsta. E dolarul acolo, că eu n-am văzut. Michi, te pup, Michi. Please. Bine, mă! A, suntem în România, eu. Da. Ai un semn ca să stau ca să iasă cineva pe drum. Pe tot. Și tot, el țipa la mine, dar eu doar am oprit. Ce am făcut? Nu vreau să mă nervesc, că dau o flegmă de... Îi sare dintele. Îi fut o flegmă de sare dintele. Îi dau un tampon? Deja e buțin. Salut, Macaveli, te pup, da, da. Poate ne vedem și noi, Macaveli, stai puțin că am niște treabă cu carantina, să văd ce fac. Uite, am ajuns la, ia uite, pușcărie, ia uite. Merg așa de jumătate de oră și am zis, bă, tot facem un live, dar tot. E nebuneala asta pe aici. Te sun, că o să ajung, o să merg încolo, poate ne vedem mai mult, știi? Dilimache, te pup! Am... Păi stabilim noi. Da, frate. Băi, Macaveli, ce-am pățit mâncată și... Întreabă pe Antidot, dacă nu crezi că e lângă mine aici. Știi că am vorbit cu tine de un parfum, știi? Și am dat cum am de el să moară mama, scrie de 100 de mililitri. Și când a venit, ce crezi că a venit? De 40. Știi că te-am zis că te aduc un dăla că nu era în România, știi? Și am zis că te aduc că n-am uitat. Am primit un mesaj, dar n-am văzut ce-ai scris acolo, că a trecut. Să moară mama, m-a jurat mâncate și auzi că n-am... Deci am dat comandă de 100 de mililitri și mi-a venit de 40. Și ce credeți, bă, m-am grăbit și mi-am uitat toate, am parfumuri care le aveam în mașină, două parfumuri. Mi-am uitat toate parfumurile că... Dar eu mai am pe casă, bă, pe aici. Turcule, te pup, salut. Michi, ce faci, Michi? Ce dracu m-a aglomerat ăștia, ce puștem? Măi, frate, altfel, iau-te bicicliști pe stradă, câini, frumos, frate, altfel e acasă, băi. Vrei să zici câini morți, pisici morți? Băi, mâncate, pisici, călcate. Deci cum am intrat, cum? Câini, pisici, călcate. Unde dracu vezi așa ceva în afară, mâncate, nu vezi unul fără leță? Pe unde e jam? Băi, ajung acum la Turda. Wolf, te pup, Wolf, te pup, salut. Eu acum pot să văd ce atunci când merg mai încet, dar după aia nu mai sunt varză de răcită. Ce se întâmplă, mă, tot? Bă, uite, mă, Pecu, și-am zis că intrăm în Pecu. Mergem la un șel, nu? A? Cum să nu fie, mă, șel? Dar ăla ce e la... Unde se strânge lumea acolo? La poia, nu? Rompetrol este... Nu e și el? Nu. Rompetrol, trebuie. Petrol. Acesta e Rompetrol.
Аз се гласивам, как може стен лев, май мерзи вечерта. Не е ли тълим, каре съм те спала, Букуреш, Пинзон, Ая, Търговище? Че? Търговище, Търговище. Търговище? По енка нам трек, подава са трек. А къде сме видела, девчинки са е. Но ама е го слушава. Я ти ме кишеш. Че звича Адела? Адела? Но, пе ла ора, Адела. Буна, Адела, буна. Ла Тимишоара, но, пе ла ора, Адела. Am venit pe sus, frate, n-am avut nicio treabă. Doar că la, cum îi zice, la unguri erau, cum zice, peco din 5-5 km, dar n-aveai voie să intri. Numai noi aveam ăștia care puteam să intrăm în peco din 50-50 km. Dar n-am avut treabă cu nimic. Pandemia, cred că e mai problemă în România, frate. Dar o rezolvă și pe asta. Cel mai sigur... Ce fă, stai în carantină, așa ai zis? Pe la Vama, cum se chema, Veche, sau cum dacă știu? La Borș. M-am dus Borș pe la Borș 2 m-am dus. De limoși. Și ce faci? Stai în carantină? O să stau câteva zile până fac testul ăla și... Ca să pot... Durează o zi, două. O zi, două, cred. Dovadă de vaccin și de unde să scot? Că eu nu fac niciun vaccin, nici de-al dracu. M-am enervat mai rău. Băi, eu am intrat puțin live să vă văd alea. Nu vreau să intri careva cu probleme, că nu știu ce s-a întâmplat, că nu știu cine a murit, nu știu nimic. Nu știu nimic și vreau, nu știu, sunt în concediu, n-am chef, n-am chef de nici de nimic. E scandalul de căcaturi. Ce? Cine? Nu știu ce. Doi mă, ce drept. Cine a zis? Te-a făcut vedetă cine? Cu mătri. Ha? Cu mătri. M-a făcut vedetă cu mătri? Așa scrie, mă? Da. Păi, te zice Alex. Care e Alex? Dilema. Te-a făcut vedetă cu mătri, cu popunarul. Ăla de Alex. Cu mătra, cu popunarul ăla de Alex, eu știu. Ah, de Ghilimochi. Adela, bună seara. Lasă-mă că sunt supărat cu tine. Am un comentariu. Păi da, mă, dar cum a zis că l-a făcut până un scut? Sau vedetă? Păi Dilimachie era vedetă. Cine s-ar fac? Dar noi suntem vedete de când ne-am născut de bună. Eu m-am născut uite așa, cu trabucul în gură. Aveți un foc? Auzi, când am ieșit așa, am zis, mă, aveți un foc? Of, 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 dușmanilor. Urmă, șeful vostru până urmă. Băi,
serios acum, mă, cater, mai lăsați tubul, mai mergi și voi, mai plimbați. Și de la pușcărie să moară, bă, acolo. Când ești mai... Eu aș vrea să fac live de undeva să le arăt eu de sus, de acolo, din vârf, dar nu e semnal. Budacul este semnal. Păi cum nu? Aici unde am urcat eu sus? Pe Budacul, da. Unde faceți chi? Da, acolo este semnal. Și cum să fac live-ul, e atât de bun da, semnal? Da, e 4G, pui 4G. Mă fac, mă, din vârful muntelui. Paco, salut, salut. Iolanda, nu știu, Dona. Dona, vânt, bună seara, Dona, bună seara. Uite, era să nu te văd. Ai văzut? Dacă Iolanda nu cea Dona, eu nu te vedeam că te-a salutat. Că eu mai și conduc, știi? Salut, vă pup pe toți. De asta zic că e bine să ne salutăm, să ne... Nu știu, respect, eu respect, frate. Adică, mi-e place. Îmi place să fie lumea salutată. Am auzit niște discuții așa, cum conduceam, am mai primit câte un mesaj, cu toate că am zis că nu mă mai interesează nimic. Sunt în concediu, am auzit de unul altul că se duce acolo, că se duce acolo, că... Nu vreau să zic că după aia se alarmează alții, înțelegi? Dar fiecare, e partea mea, care are de mers, unde are de mers, e sănătate, sănătate. Fiecare să meargă, frate, unde vrea, că nu ține nici, nici nimeni, cum zice el. N-am treabă cu nimeni, că doar eu n-am angajat. Oamenii, cum a zis unul, și că unul pleacă, trei vin, pleacă, trei vin, șase. Asta e. Atâta vă rog, cât eu... Vă respect, asta aștept să tot respect, înțeles? Nu altceva, n-am nevoie de nimic. Cine zice, Betina, te pup, nu pot să citesc că conduc ce zice acolo. Gianni, dacă ești aici, am văzut că zici cineva, Gianni, ceva. Bună, tuturor, drumul și concedii plăcuri, zice Betina. Gianni, salut, Gianni. E Gianni aici? Gianni, te-am sunat aseară că... Au fost niște băieți care te lua cu ei și oamenii vin pe la noi pe aici pe chat-uri, înțeles? Sunt tot de noștri, jamaican, doar că n-au steagurile, frate, nu? Nu știu, spun și eu, nu vă certați între voi. Adică sunt băgat la mijloc și am atâția prieteni. De-aia te-am sunat să spun că să nu, adică să te rog, nu jigni între noi aici. Suntem o mână de oameni, știi? Nu știu ce s-a întâmplat, ci... Care a fost treaba? Nici n-am avut timp să mă opresc. M-am condus. M-am întâlnit cu niște băieți. Trebuia să mă întâlnesc cu Nelson Mondeală, dar n-am mai avut timp. Dar mă întâlnesc... Stai puțin să rezolv ce... Mă întâlnesc și cu Nelson. Lupul, salut, salut. Ce zice lupul acolo, că nu văd? Salut, de ce să închizi live-ul să stai atent la condus? E, merg încet prin oraș pe aici. Da, da. Ia uite, BCR-ul. Băi, mi-e dor de mirosul ăla din autobuz de astea. Johnny, fratele meu, nu vreau, tu știi cum sunt eu cu pacea, cu astea, cu discuțiile. De exemplu, de eu luam de sora mea, conflict stradale la fel, fratele meu, înțelegi? Na, eu te-am sunat să vorbim, dar dacă nu am dat de tine, cred că aveai treabă. Eu înțeleg că te joci cu fraierul la sus acolo, dar nu le da satisfacție să ne certăm între noi, înțelegi?
Vă pup lupul singuratic, te pup. Cine mai venit? Vă salut pe toți. Nu știu, 3-4 săptămâni cred că stau Elena. Eu pot stau cât vreau, cum o știi? Nu-i problemă. Oricum, cred că nu mai e... Cred că mă opresc direct în Olanda. M-am stat acum și m-am gândit pe drum. Știi că n-am avut nicio legătură cu niciun YouTube, cu nimic. Mă gândeam câtă răutate acum, serios, frate, hai că glumim, râdem, glumim. Dar trebuie să avem o limită, mă, mâncate și prea mare, e prea multă răutate pe YouTube-ul ăsta, să mor dacă nu. Ia vezi, mă, știu, mi-a zis cineva felicitări pentru dolar? Nu știe. Lumea crede că e același dolar. Ăsta e dolarul de pe al doilea canal. Deci mi-au dat ăștia dolarul și pe canalul ăsta. N-am apucat să stau să fac alea de membri. Eu l-am făcut că n-am să mai pun banii pe canalul ăla. Să pun și pe ăsta. Pun pe două canale bani. Stai să mai citim. Oh, doamna Ema, am văzut. Am înțeles, am înțeles. Și am făcut un cont cu numele tău, i-a pus fraierul ăla, i-a pus cheie. Înțelegi? Mi se pare că era jigula de statică. Că numai ăla face căcatul ăsta. Și vorbea numele tău, știi? Și-a pus Johnny, dar Lordul, nu știu cum dragă. Știi, boschetari. Știi, boschetari. Ia să vedem ce zice Emma. Ce zice Emma? Bună, vă doresc o zi frumos. Te pup. Multă sănătate, doamna Emma. Hotel Plata. Bă, dar voi m-ați speriat că sunt atâtea ochelarista, bă, cătuși. Voi m-ați speriat că sunt... Uite, bă, umblă lumea fără măști, umblă. Am fost la restaurant, am mâncat. Mi s-a zis, păi tu, păi, că n-ai voie dacă nu ești vaccinat. Eu unde am fost în două restaurante, până acolo. Și am mâncat. Ce se aude, mă, trebuie schimbate și plăcuțile? Da. Vorbele în schimb, bă, dracu. Roxana, mersi, Emma, mersi. Roxana, eu am mai avut treabă, m-am întâlnit cu niște prieteni, înțelegi, am stat cu ei, nu mai scăpam de ei. Că eu unde mă duc am prieteni peste tot, înțelegi? Și mă respectă că eu mi-am lăsat loc de bună ziua peste tot. Care a stat lângă mine ca prieten a stat, care n-a stat, e treaba lor. Eu, prietenii cu forța, și gagicile care am terminat-o cu ele, m-au căutat. Dacă stau să mă gândesc, am toate m-au căutat. Ce mai faci? Nu mai vrei să ne împăcăm? Cred că până la urmă tot am îndrăsut. Lăsați. Dacă n-a mers, nu o să meargă. Păi ajung că nu mai mă opresc. Mai ne oprim acolo, nu? Trei 5 de minute, de acum poți să bagi ce trebuie să bagi. Nu? Sau mai stăm, mai stăm. Dar ce să mai bagi? Știu. Ba dacă știi, na. Dar ce să nu bagi, dacă mi-e trebuie sau să-mi zici tu? Eu nu cunosc, am stat numai prin afară, nebunule. Faci pe tine, face pe el, auziți.
Bravo, drumul, mersi, te pup. Mamă, București, o să intre... Hai să vă întreb ceva, care, deci care știe, nu vă dați cu presupusul. Vreau să știu, deci dacă un oraș este în carantină, da? Și zic ăștia că e, și e în carantină orașul ăla. Cum se zice, așa se zice, nu? Ce se întâmplă? Nu mai poți ieși din oraș? Sau care e treaba? Sau nu mai poți intra în oraș, nu mai poți ieși? Sau ce se întâmplă, știți? Băi, un peco, când vedem un peco, acum se face un dracu fulu, dar nu cât să rămână jumătate situ. Da. Mai da, băi, nu. Am uitat să calculez. Nu, și nu știu ce este pe ăla, tot ce. Nu, doar vaccinați. Ce azi dilema chederului? Când pleci înapoi, bă, ce nervos e, bă, e bun la cap. Bună seara, drumuri ușoare. Doamne, deci nu până. Trebuie să mergem la noi. Adriane, dacă umbli cu mărligători, te rog frumos, eu am crezut că ești pe aici cu bune intenții, dar... E, n-ai să-mi zici niciodată că el se face lord și după aia vine aici, așa ceva nu, nu pune o botă, înțelegi? Doamne, de ce nu le cunosc că tu ești cu lord la mestrețul, de ce nu? Deci, Adriane, auzi un motiv bine întemeiat în casă. Dar cum fac ăștia să nu mă praf pe aici? Pravo sau mi s-au prăfui mie ochelarii? E praf, vezi că mi-a nesut. Doamne, ferește. Zici că suntem în Paris. Auzi? Lasă-mă că dăm de pe cu imediat. Zici că suntem în Paris în anii 50. Nu se pare? Așa cum arată. Băi, avea o asfalt. Piatră cubică avea. Băi, avea o asfalt. Dede, te pup, te pup, Dede, bine ai venit. Șefa supremă, bine ai venit. Eu conduc, dacă nu văd pe careva, să-mi spuneți. Că eu nu mă supăr. Scrieți acolo o literă sau ceva până vă văd, înțelegi? Că uite, mai opresc la semafoare și mă mai uit. Vă mulțumesc că nu m-ați luat prin private. Bine, au fost vreo 2-3 care au făcut-o. Dar cei care n-au făcut-o, n-am. Sunt în vacanță, n-am chef de YouTube să aud că a murit ăla, că ăla i-a căzut o cărămidă în cap, că dracu să-i mănânci. Știți ce bine e? Știți ce bine e? Să știți că ne mai trebuie câte o vacanță, frate, uite-mă, vezi? Ai văzut botul la mașină? Grila aia. Ne mai trebuie câte o vacanță, mâncați-și. Nu pot să-ți văd, ai scris. Ai scris mult acolo și eu nu pot să te văd. Ce ai zis acolo? Deci, nu sunt cum obligatori. Dar uite așa din cauza sau unora, fără caracter de succes. Te rog, interesează. Nu e ce, mă?
Dar lasă-mă aici. Ce face? Sunteți bine? Lupoica Imperială, bună seara, te pup. A mai venit cineva? Gabriela, te pup, Gabriela. Da, de știu discuția, că am primit niște printuri și chiar vorbeam cu Johnny că suntem o mână de oameni. Noi trebuie să fim uniți. Stai, treacă și fraierul ăsta. Bă, stau o zi, două, în carantină, dar știi ce am să fac? Mii de ani, dracu, nu stau pe live-ul. Deci nu stau. Cât am plecat să stau, nu vreau să stau pe live-ul. Poate mă uit la un film. Poate vin niște prieteni pe la mine. Bă, dacă... Dacă vine cineva, mă sună acum și eu spun live-ul, că acum nu mă spun. Nu vorbim că sunt live, Geo. O băia foarte de treabă, Geo. Am ținut mult să mergem să ne întâlnim cu el acolo, la el acasă. Dar nu aveam cum, că ajungeam la 5 dimineața la el și el la 5 jumate pleca la muncă și n-am avut cum să mă întâlnesc cu el. L-am întrebat, bă, mai ești slănit, da, e bine că n-am venit, că nu-i bună pentru mine slănină. Stai că mă uit acum și citesc, că nu pot. Eu nu știu ce zice. Vă mai scrieți, fraților, că vreau să ajung întreg acasă. Dar citește, bă, tu să ajungi ce faci. Da. Să mă piși pe mine, stai să citesc comentarii. Te piși, acum te piși într-o... Ajunge la pecuș. Opresc. Zice Ovjan, câtă lume periculoasă există și sapă pe la spate la greu. Certe. Adrian, spune că nu-i niciun lord, omul. Înțelegi? Te rog frumos, hai că nu vreau ceartă, că eu conduc și nu pot să stau nici să văd și închid live-ul, înțelegi? A făcut Stătică un cont fals și tu ești cu Stătică Ioane sau care-i treaba? Ion te cheamă, nu? Deci eu pot să te și blochez pe tine, că de câte ori ai intrat aici nu mai mi-ai dat peste nas. Ba că faci scandalul Jamaica, ba că nu știu, dar tu n-ai stat printre noi pe aici. Știi cum e? Ai făcut ăla un cont, dar voi credeți că eu pun botul la prăjel de asta? Și ce credeți? Mână-mână cu fraierul ăla de mistrețul de a da și cheie, știi? Mistrețul e de-aia, păi. De-aia ți-ai luat. Ți-ai luat lovitura. Uite, mă, acolo, locoi, nu? E deschis? Ia să vezi. Da, nu știu să intru. Cred că este, mă. Dar de ce, dracu, mă, n-au ăștia, au numai line continuu pe aici? Pentru că așa... Mă, du-te la WC-ul. Nu treci la pompa.
Nu vreau să-i fac reclamă lui Bistrițu, dă-l în slobo să-l bată de cap. Păi de ce, Dedi, te-a deranjat cineva? Te-a deranjat cineva? Mă vezi să conduc, ți-am zis că stăm de vorbă. Eu nu vă înțeleg. Ce vrei să fac eu acum? Am spus că... Vedeți?